un discurs corect din punct de vedere al limbajului de lemn bruselez, dar care nu pune degetul pe nimic din ceea ce înseamnă prioritățile României. De asemenea, aș mai pune o întrebare. Doamna premier nu a simțit nevoia să primească un mandat de la Parlamentul României în vederea exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene? Și rog pe colegi să nu facă nicio confuzie cu Consiliul European. Discursul de astăzi al doamnei prim-ministru a fost corelat cu punctul de vedere al președintelui, pentru că Uniunea va funcționa 6 luni cu un președinte care merge la Consiliul European și are puncte de vedere și cu un guvern care merge la Consiliul Uniunii Europene și are puncte de vedere. Iată doar câteva întrebări. Din discursul doamnei prim-ministru am înțeles că a deține președinția rotativă se limitează la a fi un facilitator. Total greșit. Ești un negociator, ești un facilitator de întâlniri la Sibiu sau la București, dacă vrei, dar ai puncte de vedere extrem de precise în Consiliul Uniunii Europene. Deci n-aș vrea să plecăm de la premisa că suntem doar niște organizatori de întâlniri, ci avem misiunea de a stabili puncte de vedere și de a ni le susține și de a ne face alianțe pentru a obține obiectivele pe care ni le-am fixat. Din întâlnirea de astăzi constat că nu ne-am fixat niciun obiectiv. Aș enumera câteva. Spre exemplu, pentru formațiunea justiție și afaceri interne, care sunt soluțiile președinției rotative pentru limitarea migrației? Ar fi trebuit să auzim aici. Sau, care sunt soluțiile președinției rotative pentru ca România și Bulgaria să intre în Schengen? Sau, care sunt soluțiile președinției rotative pentru diminuarea riscului terorist în Uniunea Europeană?